Am încercat marihuana, am prins niște anturaje greșite și m-am apucat de fumat. Atunci am început să chiulesc și ușor, ușor m-am dus spre rău. Nu mai mergeam la școală. Mergeam la baruri, la cluburi. Mergeam la o cafenea, unde erau și table. Jucam table și cine pierdea la table plătea meniu. Ne comandam botură, mâncare și cine pierdea plătea meniu în ziua respectivă. După aceea, pe la vreo 12-1, mergeam la liceu să ne motivăm absențele și apoi plecam acasă. Adică eu am fost ortodox practicant. În biserică îmi plăcea ortodoxismul. Mergeai la biserică? Da. Trăgeam clopotele la biserică, băteam toaca. Un an de zile m-am luptat în propriile mele puteri să mă las de fumat. Și n-am reușit. Dar dacă aș fi cumva, aș putea să dau timpul înapoi, să iau de la capăt, aș proceda altfel, să zic așa. De ce? Păi, da, să ajung mai repede la Dumnezeu, să zic așa. Sunt încântat să fim din nou împreună, un nou podcast autentic. Sunt Costi și ori de câte ori suntem aici, la masa aceasta nu facem altceva decât să discutăm cu cineva care este autentic într-un mod special. Ca atare, în ocazia asta, înainte de a vi-l prezenta pe cel cu care voi sta de vorbă, vă reamintesc, dacă doriți să faceți parte din comunitatea Autentic, să vă înregistrați pe canalul nostru, să dați un subscribe, să scrieți comentarii, să dați un like, să spuneți și prietenilor dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă aici la Autentic. La masa mea stă Radu Macovei. Bun găsit, Radu! Bine v-am găsit și eu! Eu am să dau drumul unui cronometru și am să te rog pe tine să ne spui ce crezi că este important să știm despre Radu Macovei. Păi, nu mi-a plăcut cartea. Adică când am fost mic, mi-a plăcut cât de cât. Apoi m-am lăsat pe tânjală și nu mi-a plăcut să citesc deloc. Și acum, ulterior, am început să citesc și am început să fiu un alt om. 17 secunde 45. E interesant că, uite, o să pornim discuția noastră de la chestiunile pe care le-ai spus acum. Unde ai copilărit? Câți frați ai? Cum sunt părinții tăi? Te rog. În mare parte am copilărit în satul ăsta Glăjărie, de acolo, de lângă Reghin. Tatăl meu e moldovean de lângă Roman și vara mergeam la bunici acolo, dar restul timpul petreceam acasă cu amii. Ți-a plăcut la țară? Da. Acolo mă văd la țară, acolo mă regăsesc, în natură. E un pic mai ciudat acum la oraș, cum m-am mutat la Bacău, dar mă adaptez încetul. Frați, surori? Mai am o surioară mai mică, de 11 ani. Când vorbim despre copilăria ta, ce poți să ne spui? Cum a fost ea în marea ei parte? Au fost anumite provocări pe care le-ai întâlnit în copilărie? A fost o copilărie frumoasă, copilărie pe care ai vrea să o retrăiești sau o copilărie așa care nu îți provoacă neapărat niște amintiri plăcute? Nu regret ceea ce s-a întâmplat în copilăria mea. Cred că am învățat multe din ea. Dar dacă aș fi cumva, aș putea să dau timpul înapoi, să iau de la capăt, aș proceda altfel, să zic așa. De ce? Păi, da, să ajung mai repede la Dumnezeu, să zic așa, știi? Să ajung mai repede la calea asta. Au fost ceva motive pentru care ne spui asta? Adică ai fost un copil, nu știu, mai zvăpăiat, mai neascultător? Au fost ceva neregulă în copilăria ta? Nu, am avut o copilărie normală, cu bune, cu rele, peripeții, da, trecut normal. Care a fost cea mai profundă învățătură pe care ai învățat-o tu în casa părintească atunci când ai stat acolo împreună cu părinții tăi? Tatăl meu a fost un om, este încă un om corect și m-a învățat să fiu și eu corect. Când vorbești despre copilărie, primele clase și grădinița l-ai făcut acolo în sat? Da, grădinița până în clasa 8-a. Ce ți-a plăcut de fapt la școală? Îmi plăcea matematica, fizica, adică materiile astea mai reale. Până pe clasa 9 mi-a plăcut tare mult școala. Am mers bine, am avut note foarte bune. L-ai ajuns la liceu, cum a fost viața la liceu? Păi, am zis, până
am terminat clasa 9 cu bine, pe clasa 10 am prins niște anturaje greșite și m-am apucat de fumat, atunci n-am început să chiulesc și ușor, ușor m-am dus spre rău. Anturajele astea ce însemnau? Dincolo de fumat, de alte vicii, au mai fost și altele? Păi nu mai mergeam la școală. Mergeam la baruri, la cluburi și nu mai mergeam la școală. Da, la cafenele. De ce asta? Păi era mai frumos, parcă. Știi? Decât să mă duc la școală, mă gândeam ce să fac la școală, doar să ascult profesorii. Mergeam, mă întâlneam cu prietenii mei, ziceam, ce faci, ai chef de școală astăzi? El zicea, nu, tu ai chef de școală. Nu, hai să mergem de aici, mergem undeva. Și cam așa era. Asta începând cu clasa 10? Da. Colegii ăștia, anturajul acesta, erau din clasa ta sau prieteni din da, oraș? Da, din clasa mea. Și cum se petrecea o zi? Descrie-mi o zi din viața ta de licean. Uite, dăm timpul înapoi, clasa 11-a, okay, plecai de acasă cu microbuzul, ajungeai la... în oraș? Nu, că pe clasa 11 deja am dat de permis. Ok. Și aveai mașina ta? Da, aveam mașina. Tata era plecat în Germania, lucra pe sezonier și atunci am prins la mașină cu permisul și am zis, gata, mă duc la școală cu mașina. Ok. Eram, dai seama, eram mai bucuros, eram mândru că mă duc cu mașina. Și prietenul ăsta meu cel mai bun, venea și el cu mașina la liceu. Ne întâlneam, la fel. Ce facem? Mergem la școală astăzi? Păi nu mergem. Și mergeam, ne plimbam, ne făceam de cap prin oraș. După ne întorceam la liceu. Eu aveam niște scutiri. Am făcut dansuri populare. Ok. Și mai băgam câte o scutire din astea de la dansuri. Viața ta de licean a însemnat o perioadă destul de dificilă, sau mă rog, delicată din perspectiva asta a anturajului. Erați mai mulți prieteni sau erai doar tu cu băiatul de care îmi povestești? Păi, cam doar eu cu băiatul ăsta eram mai apropiați așa, să zic. Și ce însemna efectiv? Bun, te rugam să ne spui așa o zi din viața ta. Plecai de acasă, plecai cu mașina, da. Ajungeai în oraș, te întâlneai cu băiatul ăsta și apoi mergeați prin parc sau prin baruri sau ce făceați? Mergeam la o cafenea, unde erau și table, jucam table și cine pierdea la table plătea meniul. Ne comandam botul, mâncare și cine pierdea, plătea meniul în ziua respectivă. După aceea, pe la vreo 12-1, mergeam la liceu să ne motivăm absențele și apoi plecam acasă. Și ai tăi au fost vreodată anunțați despre faptul că tu nu mergeai la școală sau... Nu. Nu? Nu. Dar, pe de parte și mă descurcam la școală. Nu frecventam liceu, dar mă descurcam. Adică am atunci când veneau vorba de teze, când veneau vorba de teste, teze... Mă descurcam, făceam ce făceam și luam note bunicele. Ai și băut alcool? Am și băut alcool. Mult? N-am fost fan așa mare al alcoolului. Beam și eu regulat așa, nu făceam excese foarte mari. Ai cochetat și cu drogurile? Nu. Doar am așa de curios. Poate am încercat ceva, dar nu, n-am continuat. Ce ai încercat? Măi, nu știu ce... Am încercat marihuana și ceva praf, dar nu cocaină, ceva, nu știu ce praf, nu știu cum se cheamă. Și nu mi-a plăcut niciodată lucrul ăsta. Poate doar așa, pentru că a fost influențat, am acceptat să probez. Și ai avut așa vreo trăire aparte? Cum te-ai simțit? Nu, la mine... Poți descrie? Păi n-am ajuns, nu cred că n-am fumat destul sau nu știu, ca să... experimentez efectul ăla cel oferă, nu știu ce să zic. Și eu am vrut să fiu lucid la minte întotdeauna când mergeam, pe unde mergeam, îmi plăcea să fiu lucid, să nu abuzez. Cum? Da, vreau să știu ceea ce fac. Și când vine vorba de băutură, se întâmpla același lucru? Da. Adică bei cumva cu măsură? Da, beam cu măsură, nu beam să nu mai știu de mine acum. N-a fost niciun moment în care să nu mai știi, bă, uite, nu știu, am băut într-o seară de am căzut... A fost un moment din ăsta. De fapt, două. Unul, înainte să mă duc la BAC. Așa. Dai seama, înainte să mă duc la BAC la chiar română. Chiar înainte de examenul de la română? Chiar înainte de examen. Am băut foarte mult și nu, nici n-am învățat nimic.
erau foarte multe opere și eu nu le știam deloc. Doar așa, din clasă, ce am mai reținut. Și m-am trezit cu o jumătate de oră înainte de cât trebuia să mă trezesc de obicei. Și am zis că, bă, ce să fac în jumătatea asta de oră? Ia să citesc eu ceva, dacă tot mă duc la bacalaureat, la română. Și aveam un portofoliu unde le aveam scrise pe calculator, erau trase la imprimantă și am deschis. Am deschis o operă, am citit-o, am citit Plumb, parcă. Și asta te-a picat. Nimic nu știam despre el. Am citit un pic acolo și mă duc la bacalaureat și asta a picat. A fost așa, miraculos, nu? Dar de fapt cred că era prima dată când se întâmpla o chestiune de genul ăsta, că mi-ai zis că au mai fost multe situații în care lucrurile s-au rezolvat cumva la școală. Dar bei de bucurie, de, nu știu, de tristețe, de cum de-ai ajuns acolo în situația asta în care să nu mai știi, adică să bei atât de mult, să te îmbeți atât de puternic? Bot așa la concurs, cum ar veni, știi? N-am vrut să mă las, să mă zic că, păi, dar mă fac de rușine, acum trebuie să beau și eu. Era un alt băiat care bea și el bea foarte mult și am zis că acum beau și eu cor la tot, trebuie să demonstrez, așa m-am gândit atunci. Am zis că erau și fete pe acolo? Adică făceai asta și pentru fete? Nu erau fete atunci. Ok. Doar așa, o prostie. Între voi ca băieți, de orgoliu masculin? Exact. Ce băuturi beați? Păi le-am combinat atunci, vin, bere, vișinată, de toate am băut atunci. Beați și ceva tărie din asta, mai băut și un pic de tărie. Ok. Așa ce se găsește pe la țară, știi? Înțeles, ok. Și în ocazia cealaltă, când mi-ai zis că au fost două ocazii în care ai fost băut criță. Bunicii mei făceau vin. Da. Și aveam, nu știu câți ani, vreo 10 ani și ok, erai mai mic. Eram mic și credeam că e must și am aruncat furtunul în butoi și trăgeam cu furtunul mustos și atâta must am băut că ne-am îmbătat. Eram eu cu verișoara mea și atunci asta a fost prima dată, a fost prima teoretic, experiență. Practic când ne-am îmbătat așa criță. Îți mai amintești ziua în care ai fumat pentru prima dată? Nu știu ce zi era, dar mi-amintesc cum a decurs ziua aia. Eram la liceu și tot mergeam la fumat cu... Deci eu nu fumam, mergeam cu altcineva. Să-i țin de urât, cum ar veni. Okay. Și ăsta tot fuma și am zis, bă, dar acum tot vin cu tine aici, dă să fumezi și eu, să trag și să văd cum e. O să așa de curiozitate. Da, și am zis că... Și am tras și eu și ușor, am fumat o țigară într-o pauză, a doua zi iară, și ușor, până mi-am luat primul pachet. Și după ce, în general, cam după ce ți iei un pachet de țigări, atunci poți să zici că ești fumător. Câți bani cheltuiai tu pe țigări? Într-o lună, să zicem. Atunci era, nu știu, vreo, mai știu exact, era 17 lei un pachet. Nu mă pricep, tu să-mi spui. Cam așa era atunci. De 17 lei un pachet, câte pachete de țigări fumai atunci pe fumam, zi, să zicem? Nu, fumam cam jumate de pachet. Jumate de pachet pe zi. Și ai ajuns la performanța de a fuma câte pachete pe zi? Performanță? Nu știu cum să numesc, cu ghilimele de rigoare. Am ajuns și la două. Două pachete de țigări pe zi? Da. Ok, și dacă facem un calcul... Așa, bine, n-am dus-o mult așa. Erau momente când fumam așa multe. Ok, și ca medie, cam câte fumai pe zi? Păi, cam un pachet pe zi. Așa, da. Și cu weekend, cu tot, deci asta însemna cam 30 de pachete pe lună. Da. Corect? Ajută-mă tu, poate ești mai bun la matematică, sau Dani, matematică. Ești mai bun la matematică. Păi, tu? Ar fi vreo 500 și ceva de lei. Cam 500 de lei, nu știu. 490, 30. Nu știu. Da, probabil. 500. Ia să facem calculul, că chiar sunt curios. Deci să zicem că ar veni 17 lei ori 30, 510 lei. 510 lei pe lună pe care îi ardeai pe țigări. Da. De unde aveai banii ăștia? Păi munceam, am muncit de mic. Mi-a plăcut munca. Ok, ce munceai? De toate. În agricultură, avem tractor acasă. Uh-huh. Făcea ceva bani. Prestări servicii, să zicem, okay. Așa, știi? Și nu-ți părea rău să arzi 510 lei? Păi... Sau era așa cumva o plăcere? Era o plăcere, ce să zic. Mă descurcam și cu bani mulți și cu bani puțini, depinde cum aveam, așa cheltuiam. Și mă descurcam, nu știu, undeva veneau banii ăștia, nu știu de unde, să explic acum. Și în momentul respectiv a ajuns, uitându-te înapoi, ai ajuns să fumezi de față și cu ai tăi, cu mama ta, cu familia ta, nu? Nu știu. De ce n-ai făcut asta? Era o chestie așa de respect pentru mine. Era
jenă să... M-au mai văzut ei așa că fumam, mai veneau prieteni pe la mine și mai fumam cu ei, dar nu, dacă veneau părinții mei afară, mi-era cumva jenă să duc țigara la gură. Te-au abordat vreodată pe subiectul ăsta? Părinții? Da. Da. Și ce-ți spuneau? Păi ce să zică? Mi-a zis, măi, băiete, nu putem să stăm după tine cu să te păzim la colțul, să vedem când fumezi, așa. Trebuie să înțelegi că nu-i bine. Ai să fumezi. Ai tăi nu fumau? Nu. Tatăl a fumat în tinerețe lui, în tinerețea lui a fumat ceva, dar puțin. I-ai reproșat vreodată asta? Spunându-i, bă, dată, dar și tu ai făcut asta. Nu. Doar l-am întrebat că în cazul lui cum a fost. Mm-hmm. Atât. Nu i-am reproșat. Când a fost momentul în care ai început să-ți pui semne de întrebare cu privire la asta? Dar înainte să răspunzi la întrebarea pe care ți-am adresat-o acum, ai fumat și narghilea sau ai combinat și alte... Doar țigarea asta electronică. Țigare electronică, ok. Am probat și narghileaua, dar nu mi-a plăcut. Nu te-a motivat deloc? Nu. Și era un anumit tip de țigări pe care le fumai sau de toate, nu conta? Păi aveam perioade, am fumat un timp. Kent făcea Dunhill, Marlboro. Le-am încercat așa, pe rând, nu chiar pe toate, dar astea ce erau mai... Ți-ai făcut vreodată țigări singur? Da. Din ce? Păi este tutun de cumpărat, la pungă. Așa, și cu foițe, din aia, cu filtre. Tu și eu ți-o faci singur. Da, da. Ok. Nu făceam eu. Mă întorc la întrebarea pe care ți-am adresat-o mai devreme. Când a fost pentru prima dată, când ți-ai ridicat un semn de întrebare în privire la treaba asta, că bă, n-ar fi în regulă totuși să fumezi? Da, știam că nu e bine să fumezi. Adică... Ah, ok, știam... fumai conștient că conștient nu e bine ce faci. Nu e bine. Știam că mi-afectează sănătatea. Știam și de bani, știam, dar mi-am dat seama că nu e bine să fumezi. Și am ajuns să mă lupt, să mă pot lăsa de fumat. Asta încă din timpul liceului? Nu. Mai târziu. Bun. În timpul liceului lucrurile au mers cum mi-ai povestit, adică și cu petreceri, cu alcool, cu țigări, cu multe experiențe de genul ăsta. Ai fost un tip căruia ți-a plăcut așa să experimentezi mai de toate în adolescență? Da. Mi-a plăcut. Am fost... N-ai pus o preliște nicio unei plăceri? Nu. N-am pus. În relația cu fetele, cum era? Păi, îmi plăcea să fiu cu fetele. Ai avut prietenă în perioada liceului? Da, am avut. Ok. Și ea făcea parte din grupul acesta al vostru sau avea aceleași practici sau nu neapărat? Am avut mai multe prietene așa, pentru perioade scurte de timp. Uh-huh. Și mai făcea, erau o parte din ele care făcea parte dintr-un grup, care ieșeam mai des, dar apoi au fost și situații mai serioase. Da. Ok. S-a terminat liceul, ai luat bacul? Da, am luat. Le-ai luat cu bine bacul? Cu bine, chiar să știi că am luat da? Cu bine și eu. Ok. Încotro te-ai îndreptat? Aici a fost, așa să zic, deci a început treburile, astea cu credința. Adică eu am fost ortodox practicant. În biserică îmi plăcea ortodoxismul. Mergeai la biserică? Da, da. Trăgeam clopotele la biserică, băteam toaca. Băia de asta de biserică. Uh-huh. Dă căldelnița la preot, face pe acolo treburile astea. Dar cine te-a dus la biserică? Păi, bunica? Din bunici așa au rămas în tradiție, în familia noastră, cam tot familia noastră s-a ocupat de biserică. Interesant. Mi-a plăcut partea asta. Îl știam pe Dumnezeu așa, din ce îmi spunea unul și altul. Și aveam o părere despre Dumnezeu și îmi plăcea. Fundamentele și principiile le aveai de când erai mic, da. Stând în preajma asta a bisericii, cunoșteai respectul față de Biblie, respectul față de ceea ce însemna religia. Nu chiar de Biblie, să zic, respectul de Biblie, că nu am citit Biblia. Știam că e o carte acolo la bibliotecă, în familie, la mine. Și atât, nu. Nu, m-am atins poate o dată de ea, am deschis așa, am răsfuit un pic și gata. Și atunci, în iarna lui 2018, a venit un om la bunica mea acasă cu un cântar, atunci am un fir așa în mână și ne măsura indicele mesei corporale. Și a venit, noi puneam întrebări despre sănătate, el mai vorbea și ușor-ușor a decurs discuția noastră un pic spre religie. Și mi-a zis despre semnul fiarei, despre a doua venire a lui Iisus Hristos, despre papalitate
Interesant, nu? Subiecte noi. Da, când a început să vorbească, deja a mei din familie un pic s-au simțit așa, au zis că asta, eu știu că ăsta e pocăit, eu nu mi-am dat seama, că eu știam că pocăiți sunt pocăiți și atât. N-aveai alte cunoștințe despre ei. Nu știam nimic despre ei. Și eu știut. Și un pic el s-a simțit respins așa, să zic. Și eu eram curios. Eu l-am întrebat, păi și mai zi-mi ceva, cum e cu America, cu papalitatea, ce zicea el acolo. Și am știut, am mai vorbit noi puțin. Și după aceea cred că am făcut schimb de numere de telefon. Nu mai știu exact. Dar știu că înainte să plece, eu zic că ce vreau să fac. Ce vreau să fac mai departe. Deci am zis că uite, sunt la liceu, acum pe clasa 12. Și aveam două variante atunci. Ori să mă duc la pompieri, sau să vreau să fiu soldat. Să mă duc în misiune. Ai avut o carieră militară? Ai vrut o carieră militară? Da. Să mă duc să fiu soldat, să mă duc în misiuni. Și atunci mi-a fost întrebare, adică mi-a spus că nu poți să slujești la doi stăpâni. Ai grijă că nu poți să slujești la doi stăpâni. Și asta pentru mine, pe moment, poate nu a însemnat foarte mult, dar și tot m-am gândit la lucrul ăsta și după ce am înțeles la ce se referea el. Și bine, poate pentru fiecare în parte înseamnă ceva. Pentru mine atunci a însemnat că nu poți să fii și cu Dumnezeu și să faci și lucruri... Lucrurile pe care le-am povestit mai înainte. Și atunci de aici a pornit. Am continuat să vorbesc cu el. De aici a pornit și alegerea mea să mă duc la pompieri. Mi se pare o meserie nobilă și foarte, foarte frumoasă așa. Ai ales să mergi spre pompieri, ai dat examen, ai intrat la școala de pompieri. De Revelion am fost tot așa la o cabană și am zis că eu nu mă mai duc la pompieri deloc. Am zis că eu mă fac apicultor. Okay. Asta mi-am dorit. Am zis că eu vreau să fiu apicultor. Și le-am zis și la alor mei și alor mei au zis că bă, băiete, tu te mă fătești tu pompier, te faci apicultor, n-ai un viitor din asta. Zis, e greu să... Nu știau nici ei cum stau treburile, eu zic că să mă duc acolo, sigur, o carieră frumoasă. Și tot mă bătea la cap cu lucrul ăsta. Și, dar ca să înțelegeți, Dumnezeu m-a binecuvântat cu niște părinți deosebiți și foarte înțelegători și așa. Adică nu erau certuri așa să țipăm unul la altul sau poate ne mai contraziceam doar. Și tot mă presau așa ușor, ușor. Și asta nu bine, știi ceva, am zis. Eu mă duc și așa le fac să pic examenele. Wow. Și zic, na bine, dar du-te, dacă vezi tu. Și m-am dus. M-a convins cumva să mă duc. Și acolo eu nu m-am pregătit cu nimic. Am avut probe medicale, adică dacă erai sănătos, treceai, dacă nu, nu. Am venit proba sportivă, la care mie îmi plăcea, mi-a plăcut sportul. Mi-a plăcut să fac sport și am zis că nu mă fac de rușine aici. Totuși. Da, am zis că am tras tare, am zis că vreau să ies printre primii. Și am fost printre primii și apoi am venit proba la matematică. Și eu eram bâtă la mate, să zic așa. Mai știam eu ce am dat examen la bacalaureat. Au trecut aproape un an de la bacalaureat până la admiterea la pompier. Am cozit înainte. Am zis, hai să deschid și eu ceva la mate, că na, așa e frumos, dacă tot mă duc până la urmă. Și să știi că atunci m-am rugat la Dumnezeu și am zis că Doamne, dacă m-ai adus aici acum și voia ta să intru, să fac să voia ta. Deja începusei să ai o relație cu Dumnezeu. Oarecum așa, mai slăbuță, acum. Dar totuși exista, da, exista, mai mult decât înainte. Da. Fac o paranteză. Continuau viciile în viața ta sau început să se relași, da? Deci continuau viciile. Ok. Bun, revenim. Ai început să faci puțină pregătire, oră cu o zi înainte de... Da, o jumătate de oră și am zis că acum fie ce fi. Bine, am deschis, cred că o jumătate de oră, n-am putut să stau mai mult, am făcut un exercițiu, două și am zis că, nu-mi place, am închis caietul și mi-am văzut de treburile mele, m-am dus să mă plimb. Și totuși, cum am zis, m-a rugat, i-am zis la Dumnezeu să se facă voia lui. Dacă e planul lui să intru aici, să intru, dacă nu, nu. Și m-am dus la examen. Acolo așteptam mai mulți afară să intrăm în sala unde se dădea examenul și eu întrebam pe unul altul, băi, ce-s astea polinomii? Și el îmi zice, băi, face f de x, nu știu cum, era, nu mai țin de... Te-ai explicat puțin așa formula? Și băi, de cum, așa de simplu? Și eu zic că da. Și am zis, bine, mersi. Am mai întrebat pe unul pe altul
Și m-am dus la examen. Și am luat 9,70 la mate. Wow! Cu tot ce ai vrut tu să faci împotriva, da, dai seama, a faptului că n-ai vrut să da, mergi mai departe. Și ai trecut examenul. Da. Ai trecut examenul. Am intrat bine. Intrat foarte bine, da. Și cum ai decodat tu toată experiența asta? A fost cumva providențial? Ai pus-o pe seama lui Dumnezeu? Da, deci Dumnezeu s-a ocupat de mine mai de mult. Eu am simțit prezența lui Dumnezeu în viața mea, doar că nu știam că e prezența lui Dumnezeu, dar am fost ocrotit de mic. Și în școală, aici, la pompieri, au început cumva frământările în privința asta? Față de relația cu Dumnezeu sau pur și simplu a trecut fără să existe vreo dorință de schimbare? Din 2018 am continuat discuțiile mele cu omul ăsta. Noi vorbeam, el mi-a ducea la cunoștință, eu nu băgam în seamă, vorbeam despre Biblie foarte mult, dar trecea, eu vorbeam din Biblie cu el, dar continuam cu viciile mele. N-am făcut niciun pas pentru Dumnezeu atunci, nimic. Și au trecut 3 ani de atunci. Și după 3 ani, deja eram pompier, ajuns la Bacău. După asta în Bacău a fost dezastru, așa, erai singur? Eram singur, mi-am făcut de cap. În prima săptămână când am ajuns în Bacău, deja știam toate cafenelele și barurile din oraș. 8 luni după ce m-am mutat la Bacău, am mers într-o misiune la Constanța. Și acolo se mânca foarte gras. Eu mâncam porc atunci, nu știu. Se mânca foarte gras. Gândește că făceau ăștia slănină acolo de porc în toată ulei, clocotea acolo în ulei ăla. Și mâncam acolo. Și la un moment dat, după vreo 3-4 zile, am zis, eu nu mai mănânc așa ceva. Nu știu cum. Deja e prea mult. Și am început să extrag din Biblie citate cum zice că trebuie să mănânci, să fii cumpătat, nu mânca porcul și așa mai departe. Aveai Biblia cu tine sau pe telefon? Da, aveam cu mine. Aveai cu tine Biblia, da, aveam cu mine. Și am zis că gata, eu de astăzi înainte am zis nu mai mănânc porc. Și așa a fost mult. Asta se întâmpla cu timp în urmă? Acum un an. Un an de zile, da. Okay. Și mulțumesc Dumnezeu de atunci n-am mai mâncat porc. Asta a fost primul pas, da. Okay. Dar continuai să fumezi? Da, am să fumat. Să bei alcool? Da, okay. Beam alcool, fumam. Și asta un pic mi-a dat așa, un fel, un pic de curaj. Am zis că, uite, m-am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, uite ce zice să nu mănânci carne de porc și nu mai mănânc. Iar asta era în vară. A trecut, nu știu, vreo 2 luni, să zic așa, și după am dat de sabat. Ai început să studiezi Scriptura, da, și ai aflat, adică, despre, da, adevărul ăsta, da, da, al sabatului. Deci, Duhul Dumnezeu, eu am mai auzit de sabat. M-am auzit și de carne de porc că nu-i bună, dar nu s-a legat de mine. Și acum Duhul Dumnezeu a venit momentul să mă aducă la conștiință. Bă, chiar trebuie să faci o schimbare. Și era, m-am auzit de sabat, am luat la cunoștință, am început să studiez. Am zis că, păi, trebuie să țin și eu. Dar cum să fac la pompier să țin sabat? Pentru că, na, dacă ești în tură și picătura sâmbătă sau vineri, tot acolo e, trebuie să fiu la lucru. Și tot ce iau prin unitate, asta mă gândeam. Bă, Doamne, cum să fac? Numai asta mă gândeam. Și la un moment dat aud o voce în capul meu și zice, du-te la 8 ore. Și zic, am știut că e de la Dumnezeu vocea aia. Nu era îndoială să nu fie de la Dumnezeu. Și îmi zice, du-te la 8 ore și am zis, Doamne, cum să-mi ceri așa ceva? Chiar așa să mă duc la 8 ore? Nu-mi plăcea mie acolo. Da, pierd intervenția în mare parte, mai dezavantajos la bani, timpul liber mai puțin. Nu-mi plăcea deloc, am zis, decât să mă duc la 8 ore, mai bine îmi dau demisia, am zis, și tot m-am descurajat. Și n-am făcut niciun pas cu privire la sabat. Am lăsat o baltă. Am mai trecut vreo 2 luni, eu mă luptam și cu țigările în tot timpul ăsta. De când am mers la Bacău, da, de un an de zile m-am luptat în propriile mele puteri să mă las de fumat. Și n-am reușit. Și am citit în Calea către Hristos că, uite, e simplu, numai pui rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, pui dorința ta, să te asiguri că e în conformitate cu ceea ce vrea și Dumnezeu acum. Nu? Și atât. Și simplu, și să crezi. S-a rezolvat? Și am zis, Doamne, acum de un an de zile mă chinui să mă las de fumat, acum am văzut asta, am zis că acum pun asta în mâinile tale, te rog, ajută-mă, uite. Și așa am reușit să mă las de fumat. Și mulțumesc Dumnezeu că am reușit.
De când am încercat singur, n-am reușit, vezi? Și când am început să văd că mă ajută Dumnezeu și nu mă trebuie să-i cer ajutorul, am reușit să mă las de fumat. Și cu sabatul ai trecut la astea 8 ore? Da, și asta m-a încurajat cu țigările. Am zis că, uite, am reușit să mă las de fumat. Acum, gata, am văzut că Dumnezeu sigur există, m-a ajutat și am zis că acum, Doamne, mă duc înainte că mă ajută și cu sabatul. Și am zis că am luat decizia într-o zi, era parcă marți sau miercuri, eram în tură și am zis, astăzi mă duc la șefii mei și le zic, le pun problema, uite, domnule, am luat să zic că eu vreau să mă pocăiesc, nu mai pot să lucrez sâmbăta, ori, nu știu, hai să-mi dați liber, ori mi-am făcut eu un caiet cu toate liberele care aveam nevoie să le calculez. Și am zis că ori îmi dați liber, ori mă mutați la alt program de 8 ore, ori, nu știu, m-am vrut să-mi dau demisia. Și am vorbit și cu prietenul ăsta meu și a zis că, mă, Radu, mai stai un pic, nu te grăbi, nu fă pași așa dintr-o dată, să nu te pripești cumva. Stai să ne rugăm, a zis, să pregătească Dumnezeu și pe conduce, și conducerea, să n-o să fie un spirit bun când mă duc mentorul acolo. Mentorul să... tău spiritual de care ne povestești. Da, da. A zis că să ne rugăm un pic ca să pregătească Dumnezeu și pe șefii mei și pe mine ca să fie o discuție ok. Și am zis că, na, bine, hai că mai amân atunci. Și am avut parcă 3 sau 4 incendii atunci. Și am avut unul chiar dimineața la 6 și am întârziat, am ajuns înapoi la unitate la 9 și ceva. Și atunci ofițerii vin la 8 în principiu și comandantul meu era la unitate. Și trimite vorbă, am fost la intervenție, a fost și el ziua cu mine la intervenție și mă cheamă în birou. Și am zis, să vezi acum ce-mi face, ceva am greșit. Și mă cheamă să-ți dea un avertisment. Da, ceva, mă gândeam că cine știe ce-mi zice. Și ajung acolo, mă întreabă de unde sunt, îi zic că sunt din Mureș, dacă îmi place ceea ce fac. Am zis, cum să nu-mi placă, de asta m-am făcut pompier, îmi place. Și îmi zice, nu vrei să vii la 8 ore? Și zis, fără să fi făcut tu deloc, să ai tu vreo inițiativă în sensul. Și i-am zis, au zis că nu vrei să vii la 8 ore. Și am zis că, wow, chiar vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre lucrul ăsta. Mi-a spus problema mea, mi-a spus că vreau să mă pocăiesc. Mi-a explicat cât de cât despre sabat. Și am zis că, da, eu te pot ajuta să respect, ți-a zis, nu e nicio problemă. Și am zis că, bine, mulțumesc. Și din 1 ianuarie ați trecut la 8 ore. Și ești împlinit cu treaba asta? Da. Slavă Domnului. Împlinit, e un nou răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunile tale. Da. Cumva care confirmă că asta este calea pe care ar trebui să mergi. Părinții tăi ce reacție au avut față de schimbările astea care au apărut în viața ta? Și apropiații tăi, prietenii tăi? Păi, nu... A fost greu cu părinții mei. Așa, nu... Dumnezeu m-a binecuvântat cu niște părinți foarte, foarte buni și așa, dar... Le-a fost greu și lor să mă înțeleagă. Adică nu e chiar așa ușor că să fie... Nu, eram o familie de ortodoxi și copilul tot să ia pe altă cale, să fie diferit. Acum, cum zici, vezi că nu faci lucruri rele, că e bine, te lași de fumat, de alcool, de așa, dar da, noi totuși e ceva care zice, bă, să pocăiește, e ceva umilitor. Știi? Mai ales în sat, da, probabil. În sat, acolo, e umilitor și s-a simțit așa, o să că nu e ok, eu cred că nu e ok. Acum relația cu ei este una bună? Da. Ce faci tu ca să-ți păstrezi zâmbetul pe buze? M-am uitat la tine și te văd așa zâmbitor tot timpul, de fiecare dată când ai povestit așa, mai ales despre relația cu Dumnezeu. Îmi place să vorbesc despre Dumnezeu și probabil din asta. De aici este sursa zâmbetului tău. Ce sunt banii pentru tine, Radu? Nu au o valoare foarte mare pentru mine. Când ai plâns tu ultima dată, Radu? Să știi că mai îmi dau lacrimi și când mă rog. Spune-mi, te rog, cât de repede îți răspunde ție Dumnezeu la rugăciune? Păi uneori răspunde repede, alteori mai durează până răspunde. Ești pregătit să aștepți păi, răspunsul lui Dumnezeu? Greu cu așteptarea asta. Știu că trebuie să aștept, dar aș vrea ca să fie cât mai repede, să-mi răspundă cât mai repede, dar
totuși, dacă mă uit un pic în urmă, așa, Dumnezeu m-a ajutat foarte mult și mi-a răspuns la rugăciuni. Mă gândesc că probabil cer ceva ce nu-i momentul pentru acel ceva și... Interesant. Interesant și matur mod de a gândi. Uite, eu am aici cu mine o Biblie și am să te rog să ne citești sau să ne spui pe de rost cum îți este ție mai bine versetul tău preferat. În Evrei, capitolul 10, cu versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Suntem pe finalul podcastului nostru. Prima întrebare din testul de autenticitate sună așa. Care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu? Îl găsesc pe Dumnezeu peste tot, așa. Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Din Biblie. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi pe Dumnezeu? Să pot să dau o mărturie bună despre El. Viața mea să reprezinte, să fie în conformitate cu cuvântul Său. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată? Omul acesta care mi-a fost mentor. Poate vreodată o să aflăm și numele lui. Completează, te rog, fraza. Cea mai mare realizare a mea este? Că am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Detest cel mai mult? Când greșesc și îl dezamăgesc pe Dumnezeu. Biserica m-a învățat să... Ca oameni. Din biserică? Ca oameni. Da, am învățat că, uite, suntem un grup de oameni care gândim cât de cât la fel și suntem uniți, avem un scop. Cartea, cu excepția Bibliei, pe care recomand să o citească orice om cel puțin o dată în viață este? Tragedia veacului. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Iisus. 10 întrebări pentru tine cu răspunsuri alternative. La țară sau la oraș? La țară. Vegetarian sau omnivor? Vegetarian. Biblia pe telefon sau în format clasic? Format clasic. Fructe sau prăjituri? Fructe. Internet sau televizor? Internet. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Cam imediat mă scuz. Îmi spun frământările părinților sau mentorului meu? Tuturor. Sâmbătă la biserică sau în misiune? La biserică. Franc sau diplomat? Mă încerc să fiu diplomat, cu toate că mai sunt poate așa mai franc un pic. Rețele sociale sau cărți? Acum mă duc spre cărți. Înainte am fost la rețele, dar mă duc ușor spre cărți. Ultima provocare înainte de un alt moment special al nostru. În bolul ăsta te rog să extragi tu o întrebare de acolo și să răspunzi întrebării pe care au scris-o cei care au stat acolo pe scaunul pe care ești tu așezat acum, în trecutul. Când îți este frică să îl asculți, asculți pe Dumnezeu. Ascultat din cauza că ne pierzi anumite lucruri. Că ai de pierdut. Așa ni se pare la început, dar pe urmă, cum a fost și cu mutatul meu la 8 ore. Am crezut că o să fie rău, că am de pierdut, dar s-o adeverit faptul că totul este spre binele nostru. Tot răul spre bine. Exact. Și ultimul lucru pe care te rog să-l faci tu în ocazia asta, ca invitat al podcastului Autentic, este să scrii și tu la rândul tău o întrebare pentru cei care vor sta pe scaunul pe care ești așezat. Acest pic să rămâne al tău, să-ți aduci aminte de Autentic și pe unde vei merge să spui că ai stat pe scaunul la podcastul Autentic. Ok, mersi. E cadoul nostru pentru tine. Mersi. Îți mulțumim frumos, Radu, pentru că ne-ai fost aproape și ne-ai împărtășit din experiența ta. Dumnezeu să te binecuvânteze și să nu uiți niciodată că autenticitatea stă în fond în relația pe care o părți cu El, cu Dumnezeul tău. Vă mulțumesc și vouă pentru că mi-ați fost încă o dată aproape la Autentic.